Nu s-a finalizat încă, asociațiile nu ne-au comunicat încă toate informațiile, încă așteptăm. Primul pas este ca asociația de proprietari, în momentul în care constată că are acest gen de acoperișuri pe imobile din cadrul asociației, este să vină să obțină un certificat de urbanism pentru intrare în legalitate. Cu această ocazie vor primi toate informațiile de care au nevoie, mai mult decât atât toate avizele pe care trebuie să le obțină și proiectul tehnic. Și ulterior, din momentul în care vor avea toate aceste documentații complete, pot veni pentru obținerea autorizației de construire pentru intrare în legalitate.